Numărul de cazuri de infectare cu coronavirus depistate în toată lumea se apropie de 8 milioane, iar peste 430.000 de oameni au murit de COVID. India a înregistrat în doar 24 de ore aproape 12.000 de teste pozitive, un record zilnic pentru această țară. În total sunt peste 320.000 de bolnavi, cifră care situează India pe locul al patrulea după Statele Unite, Brazilia și Rusia. La Delhi, 500 de vagoane de dormit au fost amenajate ca unități de terapie cu 8.000 de paturi. Virusul se răspândește într-un ritm alarmant și în America Latină. Țări precum Chile, Argentina și Peru au raportat un număr record de infecții. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.